Eu zic că tot ce e în fotbal și tot ce înseamnă o echipă de fotbal nu e numai compusă numai de fotbaliști. Echipa de fotbal oamenii înseamnă care sunt în staff, masări, fizio, doamnele de la bucătărie, de la curățenie. Da. E un întreg angrenaj. Clar. Cu rotițe. Dacă lipsește o rotiță... Oamenii, cum sunteți voi de organizați, adică totul trebuie să fie pus ca la carte. Uite, la Porto am avut chestia asta care... Eu nu trebuia să fac decât să nu joc fotbal, atât. Atât. Dacă avea soția vreo problemă, socru, fata, oricine, oricine din avea familie. Problemă, pe mine nu mă suna niciodată. Avea numărul la șofer, șoferul suna pe altcineva. S-a rezolvat. S-a rezolvat. Eu eram la antrenament și după aceea am acasă. Dormeam două ori, antrenament. Aici e marea diferență între fotbalul românesc și cei afară, nu? Da, e vorba și de bani. Și de bani. Adică acolo erau salarii de milioane în România. Hai să înțeleg că ești milionar. Nu, zic de fotbalist, nu de mine. Păi tu n-ai fost fotbalist sau ce? Ba da, dar nu. Având în vedere la câte trofee ai adunat cu Porto, nu te plâng. A fost ca perioadă așa de trofee și de... A fost cea mai bună perioada ta. Pentru că o spune statistica și ce ai adunat acolo chiar mai corectat. Că cineva dintre statisticieni ți-au tăiat o supercupă. Și cu aia și fără aia tot adevărat. Nu e adevărat. Vreau să te întreb, că ai zis de atitudine și vreau să te întreb la atitudinea asta care văzută din tribună pentru oameni, pentru suporteri, de multe ori duce spre agresivitate din punctul lor de vedere. Ai avut de suferit datorită stilului tău bărbătesc de a juca? Pe în străinătate, mă refer, că da, România... În Spania. În Spania ai avut de suferit. În Spania, da. Spania, dacă veneam un pic mai tare, roșu. Cartonaș. Da, bine, l-am egalat la pe Simeone, la numărul de cartonaș într-un sezon. Deci, da, de ai luat acel... Da. Ai rămas în istorie cu ceva, nu? Da. Dar reproșul din partea... Nu. Nu. Niciodată. 20 ceva de cartonașe galbene? 21. Într-un sezon? În 34 de etape, nu? 36. Da, acolo stăteai 4-4, nu era 4. A, nu era la... Stai la 4, după aia la 4. Deci ai stat ceva etape. Am stat, da. Ai stat. Am stat și am jucat destule meciuri. Și jucat aproape pe toate. Fără la care am stat.